distribuiți să le scriem pe toate pe cu X. Într-un exercițiu. Da. Și acolo, dar ideea că am gândit cu X nori de ani, da, ce au trecut, a fost esențial. Când chiar asta ne întreba, după câți ani se întâmplă asta? Și noi am zis, hai să notăm numărul de ani ce vor fi trecut cu X. Și atunci tata va avea 34 plus X, copilul va avea 10 plus X. Și fiecare copil se translează vârsta cu X ani. Și fructificăm partea din afirmație, zici, peste atâția ani, vârsta tatălui egal cu suma vârstelor, egal cu suma vârstelor, copil 1, copil 2 și copilul 3. Da? Și de acolo lucrăm în relații matematică. Da, e o șmecherie. Deci, care-i miezul problemei? Trebuie să fii atent la conținut. Da. Da? Și să traduci fraza aceea sau ideea pe care ți-o transmite într-o relație matematică. După câți ani? Nu știu. X, vârsta tatălui, este egală cu suma vârstelor celor trei copii. Da? Peste câți ani vârsta tatălui este egală cu suma vârstelor celor trei copii. L-au tradus în relația asta matematică, vă rezolvăm și gata. Vedeți cât de important să știi să rezolvi niște relații, niște ecuații de astea? Ești foarte important. Mergem mai departe. Ce? Ai alte? Un număr natural se mărește cu 12. Rezultatul se mărește de 3 ori și se obține 177. Determinați numărul inițial. Mai citește o dată. Un număr natural se mărește cu 12. X. Da. Se mărește cu 12. X plus 12. Așa. Rezultatul se mărește de 3 ori și deci rezultatul tot, punem într-o paranteză. Da, plus 3. Ia vedem. Se mărește, ori 3. Ori 3, se multiplică, se mărește de 3 ori. 3 da. Și se obține 177. Da, 177. Deci e ușor. Păi sigur că e ușor. X plus 12 egal cu 177 împărțit la 3. Exact. X plus 12 egal 177 împărțit la 3. De 5 ori 59. X egal cu 59 minus 12. X egal cu 9 minus 27 și 59. X egal cu 47. 47, fără un problemă. Determinați numărul natural X știind că știind că 2 la puterea 3 ori n plus 1 2 la puterea 3 ori n plus 1 3 ori n plus 1, tot la putere. Deci 2 la puterea 3 ori n plus 1 egal cu 2 la puterea 46. 46. Ce vale în loc? Pe 2 la 3 ori n plus 1 mai putem scrie ca 2 la a 3-a. Da, dacă ai 2 la, 2 egal, 2 la, egal cu 2 la, ai aceeași bază, ce trebuie să întâmple? Spuneți? Nu? Două puteri. Ai egalitatea de două puteri care au aceeași bază, atunci exponenția obligatorie egal. Deci trebuie să spui de aici că 3 n plus 1 egal cu 4 plus 6. E bine așa? Bă, da. Și acolo lucrăm. 3 n egal cu 4. 3 n egal cu 45. Da. Nu egal cu merge o dată, restul cu, cu 15. Nu egal cu 15. Bun. Determinați ce. Da, dacă este ăsta așa. Hai să vă punem într-o situație. 2 la puterea
3n + 1 egal cu 4 la puterea 23. 4 la 23. Mai putea să egalăm? Nu. Nu, că una e baza 2 și alta e baza 4. Da. Îl puteam scrie ca pe 2, ca fiind 2 la 2. Pe 4. Pe 4. La 2 la 2. Deci echivalent cu 2 la puterea 3n plus 1 egal cu 2 la 2, totul la 23. Și de aici, echivalent cu 2 la 3 ori n plus 1, 1 egal cu 2 la 2 ori 3, 6, 2 ori 2, 4, 46. 46 este, și așa că este mai sus. Da. Da, dar eu am gândit repede. Dumneavoastră știut că este același indice. Sigur că da, pe așa l-aș gândit. Am împărțit pe 46 la 2 și a zis 23 și am zis 4 la 23. Da? Ca să... Dar dacă noi dădeam așa, 8 la puterea 5n plus 2 egal cu, să spunem, egal cu 16. Nu 16. Am să zic altceva. Deci poate scrie... Am să zic că... Dacă tu ai vrut... 32 zic. 32 la puterea 3N plus 3N plus 1. 3N plus 1. Mi-a spus să trebuie încurcă cerul mai. Nu cred. Păi... Până la 3. Nu, nu am aceeași bază. A pornit. Nu poți să am lumina. Dar de ce nu ai spus, mă? De la început am rugat pentru întuneric. Da. Foarte rău. Gata. Vine că e întuneric, dar nu știam de ce. Cred că nu mai văd eu. Ia să vedem ce facem. Dacă am avea 2, cum a fost înainte, 2 și în stânga și în dreapta, face treaba. Păi știm cu siguranță că n-avem nici baze, nici exponenți. Avem diferiți, nu avem egali. Da. Totuși, trebuie să dăm un răspuns. Nu putem scrie că nu știm să le facem. Pentru 2 puncte. 5, de fapt. Egăziție 3. Da. Dă-ți seama ce pagubă e acolo. Așa e complicat. Trebuie să găsim idei. Uite, așa la teză. Noroc că nu teza foarte dură. Cu să scad două la două. Da. Nu se știe sigur încă. Da, nu te punctează, că 0 puncte îți dă, dacă au. Dar hai pe 8, nu-l putem vedea noi ca fiind o putere a cuiva. 2 la 3. Deci echivalent. Gata, m-am prins. 2 la 3, totul la 5 e plus 2. 5 plus 2 egal pe 32, 2 la 5. 2 la 5, a? 2 la... 5, totul la puterea 3N. 5N plus 2. Totul la 3N plus 1. 3N plus 1. Echivalent. Cum se zic o putere la altă putere? Pe 2 la 3 ori 5. Așa. Da. Deci 2 la puterea, să ne puțesc expresia. 2 la 3 pe lângă, 3 pe lângă, 5 n plus 2. 5 plus 2, da. Așa. Egal cu 2 la puterea, 5 pe lângă, 3 n plus 1. Fiindcă 2 la egal cu 2 la, exponenții sunt egale aici. Deci de aici rezultă că... Să mulțim.
dacă avea în loc de 2 1 sau acolo, sau în loc de 1 2, ar fi fost puțin mai ușor. De ce e mare lucru? Asta pentru că ar fi într-un fel la... A, nu. Hai să-ți mulțim să vedem ce se întâmplă. Deci 3, acolo 3 pe lângă 5 plus 2, trebuie să fie egal cu 5 pe lângă 3 n plus 1. Ceea ce ar fi echivalent de aplicăm distributivitatea și ce zicem acolo? 15 n. Da? 15 plus? Plus? 15 plus 1. A, 2. Plus 2. 3 ori 2 nu distributivitate. Nu așa se vine. Afectează pe toți. Deci plus 6 este egal cu? 6 egal cu 15. Da. Plus 5. Plus 5. Da? Și dacă scădem 15 minute pe o parte și alta, ca și cum aș spune 6 egal cu 5. Ce este propoziția falsă. Deci este un punct de beni. Da. Beni mare. Înseamnă că am gândit, am construit o tâmpenie mare, da? Deci nu există. Bine, asta știut. Nu, nu, nu. S-a întâmplat așa, n-a fost atent. Așa, pun aici 2 n. Hai să facem părerea. Păi și azi nu mă gândeam. 2 n. Acum... 2 n... Mă de 3. Nu mă de 3. Mai 2 n avem aici. Așa, eu așa. Eu îmi găsesc. Și ia să vedem ce cât faci. Îmi găsesc. În loc de eu, din loc de 3 n. Așa. Bun. Hai să vedem ce devine. 2 secunde, chiar îmi găsesc. 2 și acum ce facem, zicem ce? 15 n-ai, îți vorbește cineva, mă conduce. 15 ori n plus 6 egal cu 10 n ori n plus 5. Bun. Și acum nu mai alegem să tăiem. Acum scădem un 10. Scădem un 10 n. E cel mai mic. Da, pe da. Eu e conficor. Minus 10 n. Și vom avea? 5 n plus 6 egal cu 5. Egal cu 5. Scădem acum 5. Un 5. Un 5. Minus 5. Și ne rămâne n. 5 n. Da, 5. Atenție, scădem un 5 nu de la 5 n, de la 6. Că ăsta 5 n e obligat cu mulțirea acolo. Da? Da. 5 n plus, plus 1 egal cu 5. Egal cu? 6. Păi dacă ați scăzut un 5 gram din membri? Cu 0. Cu 0. Că 5 minus 5 face 0. Ați scăzut un 5 din gram din membri. Deci 5 n minus 5 n plus 1 egal cu 0. Adică 5 ori cât plus 1 să facă 0. 5 mulțit cu 5 și cu 1 se facă 0. 5 cu 0. Mai nu? Deci cu 0, că 5 ori 0 se face 1. Nu există, 6 e falsă. 6 e falsă, tu prostii. Nu. Fals. Nu reușiți niciuna. E, n-am cum pus-o la atent și asta e. Eu m-am așa gândit că puteam face, deci la prima la 8, la 5 la n plus 2, 32 la 5 de plus 2. Și atunci ar fi fost mult mai ușor. Da, dacă se ia minus 1 aici, ar fi fost foarte bine. Minus... Nu puteți să așteptați chestii falsuri cum. Deci 6, adică, 5, 11. Ori n-ar fi fost bine. Lăsați-l. Lasă așa, da? Ne ajunge. Nu, dacă dau aici minus, aici, aici, 5 nu minus 2. Dacă pun minus 2, hai să luăm din mâine ghișitul. Păi așa îți compune ghișitul. Că dacă, de unde, dacă eu nu l-am luat dintr-o carte, am zis și eu la altă plare, da? Deci zic așa, 8 la 5 n minus 2, 8 la 5 n minus 2, egal cu 32
la puterea 2n plus 1. Mulțumiți mult! Mulțumim mult, da? Prea mult, dar un copil. Asta mă gândesc, așa învățați matematică. Nu, suntem copii mără vină. Da. Deci 8 în loc de 80 ce? 2n plus 8. 2 la a 3-a, totul la 5. Ați uitat să puneți echivalent sau egal sau... Aici e echivalent, da. 5n minus 2 egal cu 2 la a 4-a, totul la 2n plus 1. 2 la 4 sau 2 la 5? 2 la 5 a fost dat. Da, 32-ul. Sunt dragoste din matematică. Și cum să mai dacă așa este? Vezi mai departe. Echivalent cu... Cum se elicopteră la altă putere? În bază și mulțumesc, Marință, nu? Da. 2 la puterea, 3 pe lângă 5n minus 2, egal cu 2 la puterea, 5 pe lângă 2n plus 1, da? Da. Hai lucrați voi și vorbiți în așași timp. Cristina vorbește ca să audă. Da. Echivalent cu 3 pe lângă 5, nu minus 2. Da. Egal cu ăsta, nu? Adică exponență să fie egal. Să zicem 3 pe lângă 5n minus 2 egal cu 5 pe lângă egal cu 5 pe lângă 2 pe lângă plus 2. Echivalent. 15, adică 15 în minus 6 egal cu 10 în plus 5. Bine. Și scădem în 10, nu, da. Din coeficientul sau de 10 da. Și avem 15 în minus 10 în 10 în 15 în minus 10 cât face? Da, mai 5 n. Deci vezi că 5 n egal cu... 5 n egal... 5 n egal... 5 n plus 6. Așa. Sau 5 n minus 6 este. Minus 6. Da, 5 n minus 6 egal cu... 5. 10 n a scăzut, cum mai spune? 5 n egal cu... 6 plus 5. 6 plus 5. 5 egal cu 11, nu egal... 5 oricât fac 11. Ea n-a numit. Dar da. E niciun caz, nu merge. Da, deci nu am numit. Deci în propoziții oricum ați dau falsă. Nu, nu. Dacă muncim mai mult, se așează chestiul. Da. Îl aranjăm. Da. Dar nu mai facem acum seara asta, da? Face. Vă dau și probleme mai grețe, că nu știu să-i fac. Hai, păi, dar uite că trece timpul și tu. Tu trebuia să-i plec. Tu știi ieri cum a venit... N-ai fost aici. Să vezi filmul. Și să vezi filmul, că am pus deja pe internet. Da. Și o vezi, să vezi cât de bine a fost pregătit cu întrebări. Asta nu știu și asta nu știu și asta nu știu. Eu v-am întrebat la aia care nu le-am știut foarte bine. Da? Pe astea care nu le-am știut foarte bine. Bine, povestea. Da, tu știi că ce știi, nu știi, nu știi. Ia, deci, avea notate pe hârtiuță toate.
acele care nu avea siguranță la ele. Perfect, am înțeles. Ultima cifră, o să mai fac puțin. Păi așa, nu trebuie. Hai să facem aceea cu ultima cifră, când se fac la 10. Dar aici un exercițiu picare. Ai tu acum, da? Bine. Calculați a face la B unde? A egal. Calculați a împărțit la B unde? A mic. Este egal cu 2 ori 3 ori 4 plus 4 ori 6 ori 8 plus 6 ori 9 ori 12 plus puncte puncte plus 24 ori 36 ori 48. Și B egal cu 1 ori 2 ori 3 plus 2 ori 4 ori 6. 2 ori 4 ori 6 plus 3 ori 6 ori 9 plus puncte puncte plus 12 ori 24 ori 36. În cap. Și pe mine. Dar și mai putut să dea altceva. Totuși și vedem că acolo la A și este și la 2, 4, 6. Consecutiv, da. Prima oară. După aceea din 2 în 2, după aceea din 3 în 3. Și la sfârșit vedem de la 24 până la 36. Îmi place și mai atunci. Îmi place. Să nu mă pui să-l înmulțesc. Asta este o variantă de teză. Da? Da. Să nu mă pui să-l înmulțesc acolo. Nu. Nu, de fapt. Așa. O să-i cu tata, nu? Să vedem mai repede decât să facem așa. O idee aștept la voi. De fapt, la voi trebuie să fie ideea, nu la mine, eu nu știu. Da, țineți modelul lui. Păi voi sunteți cei care trebuie să știți scrie cu pe ei. Și mai am zis ce pe bună cifră. Da? Mai nu prea știu să-l fac. Hai să facem. Să ne gândim. Dar știm cu siguranță că mai întâi este din 1 în 1, 2 în 2, 3 în 3, 4 în 4, etc. Adică rația nu e... Și la sfârșit este din 12 în 12. Păi, sunt eu știu, tabla. Nu știu de ce zic, exercițiu. Da, nu știu, tabla. Și aștept ideile la voi. Oare pe 4 ăsta n-a zice 2 ori 2? Și pe 6, 2 ori 3? Și pe 8, 2 ori 4 ăsta? Deci în loc de 4 zic 2, ori 2 ăsta. Da. E loc de 6, 2 ori 3. 3. Loc de 8, 2 ori 4. 4. Loc de 6 aici să zic 3 ori 2. 3 ori 3. 3 ori 4. 3 ori 4 fac 12. Ia să încerc, că poate e o idee deșteaptă. Deci A egal cu. Începe. A egal cu. Cristina, urmărești, da? Da. Deci 2 ori 3 ori 4 lăsăm așa. Da. 2, ori 3, ori 4. Plus. 2 ori 2. 2 ori 2. Plus 2 ori 3. Nu, ori aici, aici. Plus 2 ori 3. Așa bine? Da. Deci ăsta e 4. Păi eu primeam să fac 4. Da. Ăsta 2 ori 3 este 6. Ori 2 ori 4. 2 ori 4. Care a fost 8, da? Acum începe plus. De la 6 până la 9. Adică în loc de 6 îți zic 2 ori 3. Da. 2 ori 3 și pui deasupra 6-le. Plus. În loc de 9? 3 ori 3. 3 ori 3. Deci 2 ori 3. Nu trebuie să avem baza. 3 ori 3, dai bine, 3 ori 3. Plus, ori. Ori. 3 ori 4. Adică e 12. Da.
Acum cu baza 3. Și plus puncte puncte? Plus puncte puncte, plus 24, 12 ori 2. Da, vine 12 ori 2 ori. Și punem 24 deasupra, da? Nu. Ori. 2 ori 9. Tot 12. 12 ori 3. A. Fac 36. 12 ori 3. Ori 12 ori 4. Se fac 48. Da. Și atât A. Și egal cu dedesubt. 2 ori 3 ori 4 las. Da. N-avem ceea ce. Dar ce ar fi să-mi zic? 2 ori 3 ori 4 cât face? 2, 3, 6, 6, 4, 24. Deci 24, ca să-i mai așa. 24 plus. Pe urmă, 2 ori 3 ori 4, 2 ori 3 ori 4, 2 ori 3 ori 4, fac tot 24. Bun. Rămâne un 2 aici, tot 2 e partea, tot 2 e asta. 2 ori 2 ori 2, adică 2 la 3. Deci 24 plus 24 ori 2 la 3. A putea să scriem, dar lăsăm așa de pernat. 2 la 3 lăsăm, da? Da. Plus. Ia, 2 ori 3 ori 4. 2 ori 3 ori 4 fac 24. Ori 3 la 1, 2, 3. 3 la 3. E bine, nu? 2, 3, 4. Plus, hai să zicem, iar va fi 24 ori. Cine acum, credeți voi? 4 la 3. 4 la 3, foarte bine, Ștefania. 4 la 3. Plus 24 ori. 5 la 3. Plus puncte, puncte, plus 24. 24 ori. 12. 12 la 3. Așa de bine, nu? Și egal mai departe, cu ce observăm, uitându-vă voi de la un cap la altul? Că avem 24. Deci egal cu 24, pe lângă Ștefania vorbește. 1 plus 2 la 3. Plus 3 la 3, plus 4 la 3, plus 1 la 3, plus 12 la 3. Și lăsăm așa, stop. Ne ocupăm de B acum. B egal cu. Asta ar fi într-un fel rezolvarea. Asta este A-ul. Nu mai, acum nu m-a pus să calculez la treia cât fac acolo, că e muncă multă. Foarte. Las așa. Dar dacă am... Ai putea să faci 2 la 3 care face 8. 8. 3 la 3 face 27. Dar nu, până la 12 la 3 e mult. Și să nu știi numele de adunat acolo, mai grabă le las deoparte. Poate am baftă și visez eu acum. Vedeți, visez la ceva. Poate am baftă că lucrez pe B. Să-mi dea chiar paranteza asta. Ar fi o chestie. Și când se simplific? Și sigur așa, doamne. De aparat trebuie să fie așa. Da. Că nu presupune aici că să bulcesc acolo. Ci trebuie să simt. Dacă nu dă așa. Dacă nu dă așa, strânge lumina. De-a până să duce. Și plecăm acasă. Da? Deci dacă nu o dă așa. Eu sigur plec acasă. Da, tu sigur pleci acasă. B egal cu 1 ori 2 ori 3, da? Dar îi face 6. 6 plus. Plus 6, adică... Iar la fel. 1 ori 2 ori 3. Adică 2 ori 1. 2 ori 2. 2 ori 3. Hai să vedem toți, să vedem clar, că tot așa. Bine, 2 ori 1 plus 2, 1 ori 2 ori 2, ori 2 ori 3. Adică l-am scris pe 6, da? Plus. Plus 4, așa. Acum, 3 ori 1. 3 ori 1 ori. 3 ori 2. 3 ori 3. 3 ori 3. Plus. 4 ori 1. Așa, 4 ori 1. Ori 4 ori 2. 4 ori 2. Ori 4 ori 3. 4 ori 3. Plus puncte puncte. 12 ori 1. Ori 12 ori 1.
12 ori fost. Corect. Și egal cu? B egal cu. Avem un factor comun. 12. Hai să vedem, să mulțim mai și un pic, să știi. Vine 6 plus... Păi 1 ori 2 ori 3. Nu scoate unde. 1 ori 2 ori 3 face 6. Ori 2 la cât au rămas? Ori 2 la a 3. A 3-a. Că 1 ori 2 ori 3 și-a rămas 1, 2, 1, 2 și 1, 2. Da. Deci 2 la a 3-a plus... 6 ori 2 la a 3-a. Nu. Ori 3 la a 3-a. 3 la a 3-a. Da, 3. 3 la 3-a, că este, sunt 1, 2 și 3, da. Da, ori 3 la 3-a, plus 6 ori 4 la... 4 la 3-a. 1 ori 2 ori 3, 1 ori 2 ori 3 fac 6, și mă rămâne să un 4, un 4 și un 4. 4 la 3-a. Plus, dacă vrei 6 ori, 5 la... 5 la 3-a, plus... 12 la 3. Nu, plus 6. Ah, da. Plus 6 ori 12. La 3. Uite, sunt 1, 2, 3. Și acum putem... Acum scoatem un factor. Pe 6. B egal cu 6 pe lângă. 1. Plus 2 la 3-a, plus 3 la 3-a, plus 4 la 3-a, plus 5 la 3-a, plus puncte, puncte, plus 12 la 3-a. Și atunci, A împărțit la B, parcă așa ai zis, nu? Da, am împărțit la B. Deci A împărțit la B, se mai scrie A supra B, ca fracții. Da. A împărțit la B înseamnă A supra B. Și egal mai departe cu I de fracție lungă, ca să vină mai ușor, mai vizibil. Și în loc de A pune, cine este A-ul? A-ul este 24 pe lângă 1 plus 2 la 3-a plus 3 la 3-a plus 4 la 3-a plus puncte puncte plus 12 la 3-a. Așa. Și B-ul este 6 pe lângă 1 plus 2 la 3-a plus 3 la 3-a plus 4 la 3-a plus puncte puncte plus 12 la 3-a. Exact. Deci avem aceeași paranteză. Exact. Asta cu asta s-a terminat. 24 împărțit la 6. 24 împărțit la 6 egal cu 4. Rezultatul terminat. Deci visul meu s-a îndeplinit. Deci foarte tare mi seamănă chestia asta. Nu calculul în sine se punea problema, ci să ajung la momentul ăsta să poți să faci... Nu, pardon, mult timp. Deci autorul când a făcut de ghiciul ăsta s-a gândit. Oricum nu cred că o să dea așa în teză. Nu. Trebuie să fie mai bine de pe noi. Cam mult. Că sunt copilași. Și el este un pic dificil, deși să mă urmăște. Deci faptul că trebuia să vedem că 4 e 2 ori 2, 6 e 2 ori 3 și 8 e 2 ori 4 și că 24 se obțin dacă în fiecare... Dacă n-am dat, noi am știut să-l faci, dar... Bine, acum, da? Dar dacă ai fost cu ieșitul ăsta în față, v-ați fi uitat. Da, v-ați fi uitat. Mulțumim bine la da. Da. Hai să vedem, dăm și el aceea cu puteri și pentru să facem și... Dacă mai tu, dacă nu, să vedem și subiectul, dar și nu. Da. Ca fapt divers, așa să ne uităm. Deci, trebuie, imediat. Ultimul exercițiu. Determinați ultima cifră a numărului 2 la puterea 2010. Ți-a luat Ștefania, să vezi că direct bine face. A pus un algoritm la punct acolo, da, chestia. Da. Toate chestiile importante se întâmplă numai că lipsesc eu. Da, ce să-ți fac? Asta, șansa ta este foarte mare. Da. Pentru că sunt puse pe internet. Da. Deci tu n-ai pierdut nimic, cum de fapt m-au pierdut toți copiii care știu de profundai. Da? Deci asta e marea anunță. Știu mulți copii. Știu? Am început să știi. Le mai spui și tu? Sau? Da. Păi, asta e bine. Deci copiii... Dar nu mă înșel, majoritatea colegilor mei se uită pe internet acum. Dacă știu,
foarte bine, ai făcut un lucru. Hai, e un lucru, dacă vrei, plăcut lui Dumnezeu. Da. Știi de ce? Tu mai spunea că ieri ați avut la voi, la catolici, a fost o sărbătoare. Așa și că... De... Și tu? Da. De ce n-aș veni? Ea n-a putut veni din cauza asta, da? Eram la școală. Ea avea teză. Da. Avea ce faci. Este ce anume, este o sărbătoare mare care presupune o obligație specială, nu? Nu, obligație dacă ești creștin. Dacă ești creștin, cu adevărat, am înțeles. În condițiile astea, apropo de cei ce-i plăcut Dumnezeu, faptul că sunt copii care sunt în situații dificile și că nu pot ajunge, atunci ei au șansa, stând acasă, pot vedea lecția. Da. Și Dumnezeu îi place asta. Sunteți convins? Da. Îi place așa ceva. Așa trebuie spus. Bine, hai să zicem. Deci, aș ultima cifra numărului 2 la 2010. 2010. Păi și nu m-a făcut. Deci tu nu mai știi. Aici eu, nu mai știi. Am gândit-mă o șmecherie. Să aflăm ultima cifră. Cu 4. E multiplu, știm că se repetă după 4 pași. Da. De aceea, pe 2010, 2010 îl împărțim la 4. A, da, da. Da? Da. Ce? E egal cu 4 în 20 merge 5 ori. 5 ori, 4 20. Aha. 1. De 0 ori. 10 de 2 ori, 2 ori, 4 ori și rest 2. Și atunci pe 2010 îl putem scrie așa. 2010 este egal cu 4 ori 502, nu așa, de împărțit, egal cu împărțitorul ori câtul plus restul 2. Și atunci continuăm sus și legăm mai departe. Cu 2 la puterea 4 ori 502 plus 2, care înseamnă, în paranteză, parcă ar fi 2 la a doua, 2 la rest, da? 2 la a doua. Și 2 la a doua, cât e, ce înseamnă 2 la a doua? 4. Și atunci, numărul acesta va însemna un număr cu multe cifre, nu? Și ultima cifră va fi? 4. Corect. Asta am răspuns la întrebarea. Deci mai întâi am împărțit la 4. Dar de ce motiv? Pentru că este 4K plus 1, pentru 0, 1. Se repetă, da. Se repetă din 4 în 4. 4, da. Da, ăsta e motivul. Da. După aceea face proba împărțirii cu rest. Scriu teorema împărțirii cu rest. Scriu numărul ăsta desfășurat ca fiind 4 ori 502 plus 2. Da? Da. Exact. Și ne gândim 2 la a doua. Da. 2 la rest. Dacă ar fi fost 3 aici. E la 3. Adică 8, nu? Da. Dacă ar fi fost 2 la 1. Da, 2. Deci ultima cifră ar fi 2. Și dacă ar fi 2 la 0? 0. 2 la 0? 1. 2 la 0? 1. 1, da. Deci 2 la 0 e 1. Și atunci ar fi fost ultima cifră 1, nu? Deci în felul ăsta știm exact în ce se termină. Da. Altceva? Nu. Doar mai e. N-am avut timp să trimitem pe teza ta, dar discutăm... Vreau puțin să văd. Vezi cum o să fie. Ultimul punct nu era neapărat, doar dacă mai aveam câteva. Aaa, am dat ușor. Da. Să faci o împărțire la 10. Da. Nu știu ce, de te las că tu și restul împărțirea asta. Trebuia să scriem desfășurată. De împărțitul egal cu împărțitorul. Oricâtul plus restul, da. Calculați media aritmetică al numărul ăsta, da? Calculat cât mai simplu. Da. Chestia acela, trebuie scos, cred că 23 în factor comun. Fiecare punct cât era? Un punct? Da. 0,5. Comparați numărul acestea. Da. 3,5. Trebuia să fie făcut. Da, l-am făcut. Da. Așa. Sub al domnului natural. Deci, nu știu ce, acolo, afla suma tuturor numele naturale în pătirea. O dată destul de... Așa și ieși puntajul, da? Nu...
Așa, da. A, B, C, câte 5 puncte fiecare. Da. Pentru 2, 5 puncte. A, B, 5 puncte fiecare. 10 puncte, nu știu ce. Deci vă dau 20. Din oficiu se plec cu 20 de puncte. Plecam bine, la nota 2. Da. Eu plecam la 1. Și la tine. Deci mă sinteză gătare. Să facem sinteza, mi-am mintit, nu? Sinteza? Sinteza? Ore. Hai să ne amintim. Tu treci în reviste că tu ai... Scoateți căițelul, că tu ai venit cu înaltează și... Am spus că... Pătrate perfecte. Deci, nu pătrate. Puteri. Puteri? Ce-am făcut-o? Este mă, dar ce primă, cu primul chestiune care am început. Mi-ai dat. Deci în ordinea în care ai început. Poate ai tu că ești. Am de mână. Cristina a scris în părștiat. Așa nu a fost lecția ei. Așa, când am prezut 10 probleme. Dar cu asta am început, mai e mult, am început. De la 1. Da. Deci, suma aceea, numere consecutive, nu? Da. Deci, suma a trei numere consecutive este egală cu cât? Cu 633. 639. Da? Nu a fost așa? Bă, da. E suma a trei numere consecutive, este 639. Și aici am făcut-o prin încercări și după aceea am făcut-o cum trebuie, am urcat-o, da? Deci o primă idee a fost prin încercări, după care rezolvare corectă, rezolvare matematică, da? Hai să zic. Doi. La doi a fost x7 mai mare decât 67. X7 mai mare decât 67. X egal cu cine? Da? X aparține numărul 7, 8 și 9. Pe urmă a fost aceea, a treia, când am aplicat distributivitatea. Nu? Aur X egal cu 148. Și A ori Y este egal cu 97, da? Bun. Și aici s-a cerut să aflăm A pe lângă X plus Y egal cu cine și A pe lângă X minus Y egal cu cine. Deci a fost distributivitatea aici. Distributivitatea. Da? Distributivitatea. Apoi am avut o problemă în care se nota cu 3 puncte și pierdeau 2 puncte. Da. Da. Deci, ecuații și necuații. Exact. Ecuații și necuații, 4. Ecuații și inecuații. Mai puțin inecuații. A fost problema aceea cu elevi care știu și franceză și engleză, nu? Da. Așa. Media aritmetică. Media aritmetică. Cu tata avea 34 de ani. Da. Cu păcăsc timp al copiii, da? Ca o ecuație în final, da? Da. Că în final am tradus x plus 34. Deci am zis, tata are în clipa asta 34, de fapt așa era, 34, da. Copiii unul 10, celălaltul 7, celălaltul 5 și peste câți ani au suma, sau peste câți ani tata are vârsta egală cu suma vârstelor celor 3. Da. Deci o ecuație a fost acolo. O problemă, așa cum spun. Apoi am făcut niște cum a fost asta? 8 la puterea 5 în minus 2 egal cu 32 la puterea 2 în plus 1.
acel la care am chinuit-o noi și nu ne-a ieșit decât fals, nu? Da. Așa. Deci aici spun egalitatea a două puteri. A fost egalitatea a două puteri. Apoi, ultimul ăsta a fost frumos când factor comun, că a scos factor comun da, pe 6 și 24, da. Pentru împărțirea aceea 7, factor a, comun. A, factor comun. Și aici a fost vorba de a, era egal ca o sumă, și am zis noi, am ieșit în factor parcă 24 pe lângă da. 1 plus 2 la 3 plus 3 la 3 plus puncte, puncte, plus 12 la 3 da. Și B a fost în final 6 pe lângă 1 plus 2 la 3 plus 3 la 3 plus puncte, puncte, plus 12 la 3 și am făcut A pe B acolo. Și a mai fost și ultima cifră. Da, ultimul de adică cifra unităților, da? Ultima cifră a unei puteri. Deci, 7, 8, ultima cifră a unei puteri. Deci, nu uitați, facem o faptă bună dacă anunțăm colegii că și colegile, ce faci? Nu știu, colegii, există proful Panai. Doamne, Doamne, ne ajută și pe noi urmă. Așadar, noi trebuie să dați like și share. Să vi spunem prietenilor și da? Ca să poată să ajungă cât mai repede. La revedere, dragilor! Îți ținem pumnii pentru mâna teză. Da? Și dacă ceva nu ți iese, te concentrezi și zici, domn profesor, întreabă-mă, întrebe mie, tu știi? Mă întrebi, domn profesor, cum să fac aici? Și eu să răspund. Eu sunt lângă tine. Așa să fie. Bun, la revedere. Dar, de fapt, nu sunteți. Că spiritual sunt lângă tine, dacă vrei, da? Cu gândul cel bun.